Adevăr. Praful ceruri, acum prețios, va repara aripile animalului rănit. Combină aurul topit cu pudra de meteorit. Apoi adaugă pana de păun. Miraculos, repară-te! E perfect! E ca și nou! Acum poate fi folosit în siguranță! Wow! Mă simt mult mai bine! Ce s-a întâmplat? Wow! Totul era atât de haotic în capul meu! Ca un coșmar în care am căzut în mâini malefice! Scuze, prietene! Dar mi-e teamă că acel coșmar nu s-a sfârșit! Nuru, Dusu, uniți-vă! Deci, locuiesc toți acolo? Da, mai puțin Nuru și Dusu, care sunt ținuți captivi de tipii răi. Maestrul Fun nu i-a lăsat afară? Doar cu oameni ca mine, care au purtători ca tine, pot ieși în lumea umană, Marinet. Dar nu e cam îngrămădit acolo? A, nu! E o întreagă lume paralelă înăuntru. Bineînțeles, să fie aici e mult mai interesant. Voi, oamenii, sunteți tare inventivi. Gardianul, cutia a devenit fix ca tine, plină de surprize. E incredibil. Mulțumesc. Hei, Marinetta, e jurnalul meu secret. Zi, noapte, noapte, zi, noapte, zi, noapte. Wow, face muzică, iubesc muzică. Ai grijă cu telefonul. Noapte, zi, noapte. Oh, vai, trebuie să vedeți asta. Carele se mișcă singure. Nu e niciun cal să le tragă. Uite, mami. E bun pleș vorbitor, dar încă nu e de văzare. Orașul Paris se pregătește să sărbătorească ziua faimosului prinț Ali. Marinet? Oh, Alia! Ce spui de noile mele plușuri, drăguțe, nu? Ce plușuri noi? Marinet, suntem creaturi magice, ai uitat? Nu putem fi văzute sau auzite pe ecrane sau în poze. De asta nu apar eu în aceste picturi magice. Bun, ea mă vede doar pe mine și arăt complet ridicol, nu-i așa? Marinet, te simți bine? Bună, fetelor! Mă bucur să vă văd! Acum e un moment perfect să vorbim! Ai spus plușuri noi, le arăți? Plușuri? Ce plușuri? Marinet, ești bine? Cum s-au închis prietenele tale în rama de tablou? Sunt așa drăguțe! O vreau pe ea ca deținător! E luată? Hă? De ce Trix are un deținător și noi nu? Marinet, te porți mai ciudat decât de obicei! Eu doar făceam exerciții! Unele inventate de mine! Sunt super speciale! Ca să... Fii în formă înainte să faci plușuri! Ar trebui să ieși puțin la aer, arăt copleșită! Ia stai așa! Gesticulație ciudată, bolborosele ridicole, scuze dubioase, stângăcie extremă... E Adrian acolo? Ce? Normal că nu! Luca? Luca? Luca o place pe Marinet. Ce drăguț! Wow, Luca! Bună! Bună și mersi pentru poze. Cum adică mersi? Mulțumesc pentru pozele cu camera ta și cu Adrian. Camera mea, da, eu, e plin de poze cu Adrian pentru că eu le folosesc ca fotografii de modă pentru blog și am nevoie de opinia ta pentru că știu că ai gusturi bune, Adrian. Numele meu e Luca. Bineînțeles, Adrian, adică Luca. Tu ești Luca, evident, pentru că tu ești tu și eu sunt eu, Marinet. Îmi pare rău, doar că am fost atât de prinsă, adică ocupată. Nicio problemă, Marinet, e în regulă, deci ești gata? Gata pentru ce? Păi, pentru întâlnirea noastră. Marinet? Luca te așteaptă! Așa! Bine, vin imediat! Nu uitați, fiți cuminți! Ascunde-te, Dichi! Întâlnirea ta cu Luca nu trebuia să fie ieri? Nu, am uitat complet de întâlnirea de ieri! De asta am stabilit că vin să te iau azi, Marinet. E ultima ecranizare, nu putem rata! Bineînțeles! Ar fi mare păcat să ratăm...
chestia pe care o vom vedea la ecranizare. Nu pot să cred că îl ecranizează din nou. Era așa de caragios acum 15 ani. Nu poate fi mai bun acum. Dragule, a fost primul său film. Gândește-te la prima ta baghetă și a fost destul de rea. Filmul e un pic absurd, dar Marinette și cu mine îl iubim așa mult că am jurat că îl vedem împreună. Știu! Vom vedea Inima de Crocodil, primul film al lui Jagged Stone. Ai uitat? Bineînțeles că nu! Și nici nu mai am alte urgențe acum, deci... Haide să mergem!